Ne vom ruga împreună. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus, venim și îți mulțumim din toată inima pentru că ne-ai păzit, ne-ai ocrotit. Îți mulțumim mult pentru ocazia care o avem minunată de a sta în jurul cuvântului Tău. Tată, te rog din toată inima să ne luminezi Tu pe fiecare din noi cu Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-ne ca atunci când învățăm din cuvântul Tău să luăm aminte la El, să-L putem aplica în viața noastră de fiecare zi, Doamne, atunci când suntem în situații, la lucruri unde ne aflăm, să ne aducem aminte și așa cum apostolii din timpuri au rămas credincioși Ție în orice situație și nu le-a fost rușine să spune cine sunt, să fim și noi asemenea lor. Te rog, întărește-ne pe fiecare, vorbește-ne la fiecare inimă, binecuvântează-i pe cei care nu pot să ia parte în seara aceasta, ajută-i pe toți și ajută-ne și pe noi să înțelegem că începe sabatul și inima noastră trebuie să fie pregătită pentru ca Tu să o poți binecuvânta în acest sabat. Îți mulțumim și te rog să rămâi cu noi, să-L binecuvântezi pe Dan care ne va vorbi din cuvântul Tău și din toată inima te rog, ajută-ne să luăm aminte la cuvintele Tale. În numele Lui Iisus Te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Bună seara și pacea Domnului! Bun venit din nou la întâlnirea de vineri seara. Vineri seara viitoare vom... Azi e 16, așa e? 15, 21, da. Pe 21 va veni o soră de la conferința generală, care cred că va fi împreună cu soțul dânsei, lucrează la un raport în ceea ce privește City of Hope aici în Dublin și din nou ni s-a oferit posibilitatea să avem unul din vizitatori vineri seara, pentru că noi suntem singurii care ne întâlnim vineri seara. Și le-am spus, este binevenită, deci dânsa va fi pe 21, iar pe 28 atunci va fi altcineva. Am vrut să zic fratele Andrei, dar nu știm sigur, pentru că weekendul ăla voi fi în România la nunta lui Alin și Alina. Vi mai aduceți aminte pe Alin și Alina? Și atunci se va continua din Faptele Apostolilor. Hai să vedem în ce capitol am rămas. Urmăriți? Vă mai aduceți aminte? Unde am rămas? Așa. Din punct de vedere tehnic, Bogdan, în 24, că nu am citit versetul 27, capitolele, versetele au fost împărțite mai târziu. Deci, relatarea începe din capitolul 24, de la versetul 27 și, cum a spus fratele Bogdan, continuăm cu versetul 25, cu capitolul 25. Vreau să vă dau oportunitatea să deschideți Biblia, da? Dacă le aveți la dumneavoastră, și să citim împreună. Deci, l-am avut pe Pavel înaintea lui Felix. Radu face totul foarte ușor pentru noi, nici nu trebuie să mai aducem Bibliile cu noi, că le avem totul pe ecran. Nu stinge, lasă că e bine. Nu toți avem Bibliile cu noi și e bine să urmărim. Deci, l-am avut pe Pavel în fața, înaintea lui Felix. Și Felix era împreună cu Drusila, soția lui, care o să întâlnim niște rude foarte apropiate în capitolul 25, care au venit să viziteze și au făcut parte, fac de fapt majoritatea capitolului în relatare în legătură cu ei. Și Pavel a fost cel care s-a ținut tare înaintea lui Felix. Am aflat că Felix avea și alte interese, el credea că Pavel o să-i dea bani, da? Și doi ani au trecut, versetul 27, doi ani au trecut. Ce s-a întâmplat cu Pavel în cei doi ani? Unde a rămas Pavel în cei doi ani? În închisoare. Uneori viața ni se pare foarte nedreaptă și uneori avem așteptări
care am vrea să se întâmple cât mai repede, da? Trăim într-o societate a totul trebuie să se întâmple acum. Am citit niște vești care trebuie verificate, care par destul de triste. Sunt foarte multe persoane care caută, își dau seama că în zilele de astăzi trebuie să ai o calificare, trebuie să ai o diplomă și caută să-și obțină, știu eu, masteraturi, doctorate pe internet, cât mai rapid, doar diploma, fără să studiezi. Și în Africa de Sud s-a descoperit că o grămadă de lideri, spre exemplu liderul televiziunii naționale, și-a falsificat CV-ul, n-a avut acreditările respective, n-a avut doctorate, n-a avut nimic, le-a cumpărat. De asemenea, șeful cel mare al South African Airways, al aviației sud-africane, aceeași poveste. Și astăzi am primit un articol de la un coleg din Africa de Sud, care se pare chiar și unii lideri adventiști din Africa ar fi făcut același lucru. Cât mai rapid, da? Scurtături. Da, am doctorat. Doctor, mi-aduc aminte că am făcut programe de televiziune cu o anumită persoană, nu vreau să dau niciun nume acum, până nu verific, un președinte mare, și prin 2010-11 îi spuneam doctor și așa mai departe. Și se pare că nu a terminat și a terminat calificările. Vrem totul cât mai rapid, scurtături. Și vreau să ne imaginăm puțin pe Apostolul Pavel. Noi citim aici, 2 ani. Da, da, 2 cuvinte, 2 ani. Hai să trecem mai departe. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră în ultimii 2 ani. O grămadă se întâmplă, nu? Poate că au fost unele evenimente mari, unele evenimente de răscruce. Ionuț, ai trecut prin unele chestii, nu? Deci, anii trec repede, dar nu atunci când sunt în trecere. Și iată-l pe Apostolul Pavel, pe nedrept, ținut timp de 2 ani, în închisoare. Au trecut 2 ani. Și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Porcius, primul nume e puțin ciudat. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat, unde l-a lăsat? Deci de aia știm, l-a lăsat pe Pavel în temniță. Da? Felix, predecesorul, iată că și el a cedat presiunii și a vrut să facă pe plac. Multe lucruri se fac pe nedrept pentru că se fac pe plac. Pe placul nostru facem lucruri din plăcere, nu ne interesează cum îi afectează pe unii sau pe alții. Sau multe lucruri se fac pe placul altora, nu contează cum ne afectează pe noi. Trăim într-o societate, într-o lume, unde nu totul e drept. Cum spunea cineva, life is not fair. Și ăsta e un adevăr care fiecare dintre noi probabil l-am simțit pe pielea noastră, sau îl simțim, sau îl vom simți. Pentru că nu trăim în lumea creată de Dumnezeu. Dumnezeu a creat o lume perfectă. Această lume e coruptă. Această realitate e coruptă. Și de multe ori se întâmplă mai ales celor ca Apostolul Pavel, care vor să facă ceea ce este bine. Deci Felix a vrut să facă pe placul iudeilor. Festus, când a venit în ținutul său, după 3 zile s-a suit de la Cezarea în Ierusalim. Deci cam asta se întâmplă. Când vine nou pastor, pastorul vrea să demonstreze ce mare și tare și multe planuri are. Da? Deci, așa a fost și Festus, proaspăt în job. Și după 3 zile s-a suit de la Cezarea în Ierusalim. Imediat a încercat să-și facă conexii. Preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor, de fiecare dată când citesc lucrul ăsta, mă râcâie pe inimă. Când citești preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor, când citești aceste cuvinte, hai să zicem, dacă vine cineva în fața dumneavoastră și zice pastor împreună cu prezbiterii bisericii locale, ce așteptați să vină după aceea? Ceva pozitiv, nu?
ceva bun. Sunt oamenii noștri, sunt liderii noștri. Și așteptările astea nu sunt nefondate. Mai mari preoții, fruntașii iudeilor, se credeau puși acolo de Dumnezeu și erau acolo pentru a face voia lui Dumnezeu, pentru a înțelege voia lui Dumnezeu. Ei credeau că fac voia lui Dumnezeu. Dar de cele mai multe ori în Faptele Apostolilor, când auzim aceste cuvinte, când se vorbește despre acești oameni, ceea ce urmează nu e bun. E trist. Deci poziția nu-ți conferă în mod automat dreptul la a face bine. E o alegere personală. Preoții cei mai de seamă și fruntașii iudeilor i-au adus plângere împotriva lui Pavel. De-abia a aterizat omul în Ierusalim și imediat au început cu asta. L-au rugat cu stăruință și au cerut ca un hatâr pentru ei să trimeată să-l aducă la Ierusalim. Deci avem preoții cei mai de seamă, fruntașii și Ierusalimul. Ierusalimul ar fi trebuit să fie locul păcii, locul unde te simți ca iudeu în siguranță, locul unde ești apărat, locul unde ești protejat ca iudeu. Cam așa ar trebui să fie și biserica. Locul unde vii să te simți protejat, să te simți acceptat, să fie un loc al păcii, un loc unde simți cu adevărat că ești cu frați și surori și sper că fiecare dintre noi aici simțim lucrul acela. Dar Ierusalimul nu a fost întotdeauna un loc al păcii, a fost un loc al conflictelor, a fost un loc al plângerii, a fost un loc al răstignirii. Din nou, deci nu numai poziția, nu numai că poziția nu ne conferă siguranța lucrului bine făcut. Nu mă luați de politică acum, da? Știți cine are luzinca asta. Deci nu numai poziția, dar chiar și locul. Chiar și locul. Lucruri oribile s-au petrecut în templu. Domnul Iisus Hristos a intrat acolo și l-a durut când a văzut ce se întâmpla. Sunt oamenii și alegerile corecte care conferă că ceva se face bine. Nu poziția, nici măcar locul. Deci ei au zis, adu-l la Ierusalim, dar nici măcar nu-l vroiau la Ierusalim. Hai să vedem ce spune. Prin aceasta îi întindeau lui Pavel o cursă ca să-l omoare pe drum. Cu toții suntem pe drum spre Ierusalimul Ceresc. Amin? De-aia suntem aici. Suntem aici ca să fim încurajați pentru viața de astăzi, de acum. Suntem aici pentru a primi pace, pentru a primi îndrumare de sus, pentru ziua de mâine, pentru săptămâna care urmează, pentru a primi îmbărbătare pentru ceea ce s-a întâmplat în săptămâna care a trecut. Dar în cele din urmă ne aflăm aici, nu doar pentru ceea ce se întâmplă astăzi și ceea ce se va întâmpla mâine. Suntem pe drum spre Ierusalimul Ceresc. Sper că încă mai credem lucrul ăsta. Sper că credința noastră și religia noastră nu se limitează doar la Doamne, am nevoie de Tine acum pentru asta și cealaltă. Sper că încă mai avem viziunea și credința într-o lume în care refuză să mai creadă în astfel de lucruri, că noi suntem pe drum spre Ierusalimul Ceresc. Că Iisus nu este doar un bun învățător moral care ne face să ne comportăm mai bine unii cu alții, să ne iertăm atunci când ne supărăm unii pe alții, să ne iubim chiar și inamicii, da? Dușmanii. Dar că Iisus este cu adevărat Mesia, Dumnezeu însuși, care ne-a pregătit un loc, Ioan 14, pentru că acolo unde este El, să fim și noi cu El, Ierusalimul Ceresc.
reîntoarcerea la realitatea pe care Dumnezeu a creat-o, Iisus a creat-o la început, o lume fără păcat. Sper că încă mai simțim că suntem pe acest drum. Și uite ce vreau să facă fruntașii bisericii. Cu Pavel, în timp ce el urma să fie pe drum spre Ierusalim. Pe drum multe se pot întâmpla. Știți, zica la buturuga mică, răstoarnă carul mare. Am schimbat-o puțin. Buturuga mică răstoarnă carul care e pe drum. Atâta timp cât ești pe drum, vor fi buturugi, mai mici sau mai mari. Și atâta timp cât ești pe drum, te vei răsturna din când în când. Să ajute Bunul Dumnezeu să fie cineva lângă tine care te ajută să te pună pe drum din nou sau să poți să găsești tu puterea să te ridici și să mergi înainte. Ce fel de companioni suntem noi pe acest drum? Ce se întâmplă atunci când vedem carul altuia răsturnându-se? Îi compătimim? Ne bucurăm cumva în sufletul nostru că nu suntem noi? Îi judecăm? Fără să le știm buturugile? Ce fel de companioni suntem pe acest drum spre Ierusalimul Ceresc? Festus a răspuns că Pavel este păzit în Cezarea și că el însuși are să plece în curând acolo. Deci, a zis el, cel mai de frunte dintre voi să se coboare împreună cu mine și dacă este ceva vinovat în omul acesta, să-l părăsească din nou. Poziția nu a garantat un sistem al justiției, al dreptății. Pentru Pavel. Locul, Ierusalim, nu a garantat, chiar și soborul unde a fost adus înaintea soborului, nu i-a garantat o desfășurare a cazului lui într-un mod corect. Sistemul legii romane și cei care au aplicat acest sistem, păgânii, din nou îi garantează lui Pavel siguranța și o audiere corectă. Stimați mei, nu, de câte ori citesc, câteodată citesc pasajele astea și mă rog, Doamne, să nu mai fie iară, chiar trebuie să spun. Cei de la care Dumnezeu a așteptat atât de mult sunt puși de rușine. Și cei de la care iudeii au așteptat atât de puțin, chiar dacă au avut motivele lor, Felix vrea bani, au făcut calea mântuirii sau calea predicării mântuirii mai ușoară pentru Pavel și ceilalți apostoli. De aceea mulți găsesc siguranță într-un sistem. Pentru că dacă cunoști sistemul și lucrezi în conformitate cu acel sistem, sistemul poate să-ți garanteze o anumită, un sens al dreptății. De aceea, pentru foarte mulți, un sistem de doctrine, un sistem de practici în biserică, poate să ancoreze cumva siguranța mântuirii cuiva. Și de aceea uneori devenim foarte rigizi. Am auzit persoane care au spus sistemul comunist a garantat. Și adevărat, socialismul garantează mult mai mult decât capitalismul pentru toți. Socialismul pe hârtie e creștinism, într-un fel. Datorită omului care e corupt, sistemul cade. Capitalismul spune trebuie să e legea junglei, da? Cel mai tare supraviețuiește. Dacă am mai mult capital, fac mai mulți bani. Dacă am mai multă putere, dacă am mai multă influență și se încurajează competiția.
Socialismul încearcă să facă așa ceva toți la același nivel, dar pentru ca toți să aibă ceva. Și mi-aduc aminte, adică vorbeam cu persoane care vin dintr-o anumită generație, băi, cel puțin toți aveam o slujbă, toți primeam casă sau apartament, da? Era o anumită... Nu intru acolo acum. Dar sistemul uneori conferă. Sistemul, comunismul te oprea să gândești pentru tine. Da? Era bazat pe îndoctrinare politică. Pe propagandă. Citeam un articol în Times, în ziarul respectiv, în magazine, revista respectivă, și se vorbea acum de nou președinte al Chinei, care pare din nou să-și formeze un cult al personalității. Și ce fel de propagandă el vizita în articolul respectiv, se vorbea despre vizita la televiziunea națională, unde el dădea instrucțiuni foarte clare, parcă chiar și, bine, în ziar nu făcea așa, da? L-am văzut pe YouTube, dar ca și comunistul nostru, da? Deci este slujba voastră să protejați interesele Partidului Comunist. Nu aveți voie să gândiți pentru voi. Slujba voastră este să protejați interesele noastre, ale sistemului. Sistemul îndoctrinează, unii spun sistemul îndobitocește, pentru că te golește de abilitatea, chiar și de dorința de a mai gândi pentru tine însuți. Și cât ar conferi un sistem siguranță, îți ia valoarea de om. Și trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că și sisteme religioase funcționează cam pe același principiu. Eu vreau să am siguranța mântuirii mele, nu într-un sistem de doctrine sau practici ale bisericii, ci siguranța mea trebuie să fie în cine? În Hristos. Asta nu înseamnă că sistemul nu are locul lui, dar mai întâi vine Hristos și apoi de acolo se trage toate celelalte. Dacă punem sistemul în față, am pierdut. Ne întoarcem, cel puțin în ceea ce privește sistemul judiciar al romanilor, se pare că a fost singurul mijloc de scăpare al apostolului Pavel. Și Festus, ca și Felix mai înainte, spune, eu îl păzesc, nicio problemă, voi veniți și dacă este vinovat, trebuie să demonstrați lucrul acesta. Festus n-a zăbovit între ei decât 8 sau 10 zile, apoi s-a coborât la Cezarea. A doua zi, deci a ajuns, poate seara, la prânz, când a ajuns, a doua zi, a șezut pe scaunul de judecător și a poruncit să fie adus Pavel. Versetul 7, când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat. L-au înconjurat. Sunt mai multe feluri de a înconjura pe cineva. Și în ceea ce îl privește pe apostolul Pavel, vreau să mergem înapoi la capitolul 14. Haideți la capitolul 14, un capitol fantastic. Am discutat lucrul ăsta, nu o să repet predica de atunci. Pavel în Debre și Antiohia, da? Citim de la versetul 19, în capitolul 14, atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat pe noroade, aceștia după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Deci au dat cu pietre în el, da? Versetul 20, când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. Și cuvântul s-a sculat apare de 35 de ori în Noul Testament, în limba greacă este anistemi și de fapt traducerea cea mai corectă este înviat. Pasajul nu zice neapărat că a murit, că l-a omorât cu pietre și după aia a înviat, dar era pe moarte, era aproape terminat. Și când l-au înconjurat prietenii lui, când l-au înconjurat frații și s-au rugat pentru el, a venit înapoi la viață. Și după a făcut o călătorie de câteva zeci de mile, după ce aproape fusese omorât. Deci este acest fel de a înconjura pe cineva, că l-aduci înapoi la viață.
Vi s-a întâmplat vreodată să stați de vorbă cu cineva, sunteți depresați, sunteți supărați, sunteți, mă rog, și după aia plecați de acolo, băi, ce bine mă simt, îți mulțumesc, mai ridicat, mă simt încurajat, mă simt... Vi s-a întâmplat lucrul acesta? Și vi s-a întâmplat vreodată să vorbiți cu cineva și chiar dacă nu erați depresați și chiar dacă nu erați supărați, să plecați de acolo și vreți să vă aruncați înainte la un tren? Se mai întâmplă și lucrurile astea. Trebuie să avem grijă. Ce înseamnă să înconjuri pe cineva? Ce înseamnă când este cineva înconjurat? Înseamnă că nu are ieșire. Și sau înconjurăm pe cineva într-un fel în care se simt în siguranță, sau înconjurăm pe cineva într-un fel în care se simt într-o capcană. Când a sosit Pavel, iudeii care veniseră de la Ierusalim l-au înconjurat și au adus împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. Cuvântul grele. Ca să continui ideea precedentă, uneori cuvintele pot să aducă o povară mult mai grea decât o povară fizică. Când ai o povară fizică pe spate, un sac de ciment, îl duci câțiva metri cât trebuie să-l duci, după al pui jos. Dar unele cuvinte stau cu tine și te apasă pentru zile. Să avem grijă ce spunem unii altora. Ai, frate, nu mai fii atât de sensibil. Cine sunt eu să judec sensibilitatea cuiva? Dacă i-a rănit, i-a rănit. Dacă îi apasă, îi apasă. Au adus împotriva lui multe și grele învinuiri pe care nu le puteau dovedi. Pavel a început să se apere și a zis, n-am păcătuit cu nimic, nici împotriva legii iudei. Și aici alege o expresie foarte clară pentru iudei. Nu spune că n-am greșit cu nimic, nu zice că n-am făcut nimic din ceea ce mă învinuiți, folosește un termen religios cu o semnificație, păcatul necesita jertfă. Păcatul necesita jertfă. Și el spune aici, sângele pe care îl cereți, sângele meu, îl cereți pe nedrept. N-am păcătuit cu nimic. Câți dintre noi am putea să spunem asta în seara asta? Săptămâna asta care a trecut, n-am păcătuit cu nimic, frate. Nu. N-am păcătuit cu nimic. Nici împotriva legii iudeilor, nici împotriva templului, nici împotriva cezarului. Festus, care vrea să capete bunăvoința în iudeilor, asta este maladia liderilor. Vor să fie plăcuți. Dacă superi pe unul sau pe altul, e ok, atâta timp cât nu superi pe cei care contează. Și atunci oamenii compromit, liderii compromit. Poate că ar trebui să facă asta sau ar trebui să spună asta, dacă fac și spun asta, atunci cu tare și cu tare care au influență, se supără. Și atunci o să am un timp dificil ca lider. Festus de-abia ajunsese acolo. Nu avea niciun interes să-i supere pe cei care erau sub îngrijirea lui. Într-un fel, că veniseră din Ierusalim, dar puteau să cauzeze probleme. Festus, care voia să capete bunăvoința iudeilor, drept răspuns a zis lui Pavel, vrei să te sui la Ierusalim și să fii judecat pentru aceste lucruri înaintea mea? Pavel a zis, eu stau înaintea scaunului de judecat al cezarului, acolo trebuie să fiu judecat. Pe iudei nu i-am nedreptățit cu nimic, după cum știi și tu foarte bine. Dacă am făcut vreo nedreptate sau vreo nelegiuire vrednică de moarte, nu mă dau în lături de la moarte. A vorbit cu curaj, dar nu a fost doar curaj, a vorbit cu integritate. Mi-aduc aminte, eram mic, eram la școală și nu mai mi-aduc aminte exact ce am făcut. Am făcut și eu o prostie, am spart un geam, nu mai mi-aduc aminte. Și știam că la ședința cu părinții
învățătoarea să-i spună lui tata. Dar ședința cu părinții era într-o săptămână. Și eu m-am gândit, pe dacă merg acasă și nu-i spun lui tata acum, cel puțin mai supraviețuiesc încă o săptămână. Da? Și așa am gândit. A trecut luni, a trecut marți, venea vineri când era ședința cu părinții. A ajuns joi, joi seara, și atunci, frate, ce fac? Zic? Nu zic? N-am zis. Poate și-a uitat învățătoarea. După cum a închis tata ușa vineri când a venit de la ședință, am știut cât e scorul. Învățătoarea noastră avea o minte fantastică, nu uita nimic și dătea detalii foarte clare. Și nici tata nu uita. Am luat riscul, am zis, băi, știam că-s vinovat. Dacă cineva îmi spunea, îți pui viața la mijloc, că n-ai făcut nimic. Nu știu dacă aveam curajul să spun. Apostolul Pavel nu spune asta cu curaj, uneori. Curajul e înțeles greșit. Curajul uneori e văzut în locul prostiei. Sunt oameni care fac lucruri prostești și noi le numim curaj. Curajul cu adevărat este văzut atunci când este făcut în integritate. Și Apostolul Pavel aici spune, nu mă dau înlături de la moarte, pentru că el știe că nu era motiv de condamnare la moarte. El nu făcuse nimic care să dea vreo dovadă sau vreun motiv iudeilor să-l ucidă. Vreau să terminăm capitolul ăsta, o să merg cât mai repede prin el. Dar dacă nu este nimic adevărat din lucrurile de care mă părăsc ei, nimeni n-are dreptul să mă dea în mâinile lor. Cer să fiu judecat de Cezar. Refuză să meargă la Ierusalim. Mai degrabă să-l judece Cezarul. Domnul Iisus Hristos a spus într-o anumită situație, dați Cezarului ce al Cezarului. Și aici, din nou, Apostolul Pavel își pune viața în mâinile Cezarului decât în mâinile acuzatorilor lui. Atunci Festus, după ce a chibzuit cu sfetnicii lui, a răspuns, de Cezar ai cerut să fii judecat, înaintea Cezarului te vei duce. După câteva zile, împăratul Agripa și Berenice au sosit la Cezarea ca să ureze de bine lui Festus. Împăratul Agripa era de fapt nepotul lui Rod, cel mare, care îl cunoaștem. Părintele lor a fost Irod Agripa și erau frate și soră. Se pare de asemenea înrudiți chiar soră cu Drusila, care era soția lui Felix. Foarte interesantă, mă rog, Berenice s-a căsătorit cu un om mai în vârstă, după ce a murit, a avut o relație cu fratele ei. Și nu au fost plăcuți nici în Ierusalim, nici la Roma. Mă rog, aici deci au apărut amândoi, au sosit la Cezarea ca să ureze de bine lui Festus, fiindcă au stat acolo mai multe zile. Festus a spus împăratului cum stau lucrurile cu Pavel și a zis, Felix a lăsat în temniță pe un om împotriva căruia, când eram eu în Ierusalim, mi s-au plâns preoții și cei mai de seamă și bătrânii iudeilor și au cerut osândirea. Le-am răspuns că la roman nu este obiceiul să se dea niciun om înainte ca cel părât să fi fost pus față cu părâșii lui și să fie avut putința să se apere de lucrurile de care este părât. Versetul 17, ei au venit deci aici și fără întârziere am șezut a doua zi pe scaunul meu de judecător și am poruncit să aducă pe omul acesta. Părâșii când s-au înfățișat nu l-au învinuit de niciunul din lucrurile rele pe care mi le închipuiam eu, aveau împotriva lui numai niște neînțelegeri cu privire la religia lor și a voastră de fapt. Și la un oarecare Iisus, care a murit și despre care Pavel spunea că este viu, fiindcă nu știam ce hotărâre să iau neînțelegerea aceasta, l-am întrebat dacă vrea să meargă la Ierusalim și să fie judecat acolo pentru aceste lucruri, dar Pavel a cerut ca pricina lui să fie ținută ca să fie supusă hotărârii împăratului. Deci apostolul Pavel se afla în temniță, a fost acolo 2 ani de zile și a ales să rămână în temniță decât să meargă la frații lui care urmau să-l judece. Ce fel de mărturie dăm noi? Sper că dăm o mărturie care îi ajută pe
rudele noastre, prietenii noștri, să dorească să iasă din temnița în care se află și să vină la libertate în Hristos. Dar am auzit și expresia, decât acolo, mai bine nu. Ce fel de mărturie dăm? Ne rugăm mult pentru rudele noastre. Și să nu mă înțelegeți greșit, fiecare om în lumea asta face propriile lor decizii. Da? E clar. Dar e o întrebare. Ne rugăm pentru rude, ne rugăm pentru prieteni, dar pe lângă rugăciuni, ce fel de mărturie dăm? Este o mărturie care îi face și pe ei cel puțin să se gândească, băi, mai devreme sau mai târziu, trebuie să ascult. Sau este o mărturie în care mai degrabă preferă temnița să fie ținuți închiși decât să caute libertatea pe care o predicăm, dar poate pe care nu o trăim. Apostolul Pavel, clar, aici a zis, mai degrabă stau în temniță, până când îmi vine cazul la Cezar, decât să mă trimiteți înapoi la Ierusalim. Și am poruncit să fie păzit până ce îl voi trimite la Cezar. Agripa a zis lui Festus, aș vrea să aud și eu pe omul acela. Mâine, a răspuns Festus, îl vei auzi. A doua zi, deci Agripa și Berenice au venit cu multă fală și au intrat în locul de ascultare împreună cu căpitanii și cu oamenii cei mai de frunte ai cetății. Era ca un fel de show. Cum l-au adus pe Samson, l-au adus pe Pavel, vin cu fală, că poate n-au avut teatru în ziua aia. Mă, l-aducem și noi pe clov, nu asta, hai să vedem ce are de zis. Pavel a fost adus acolo, atunci Festus a zis, împărate Agripa, și voi toți care țineți de față cu noi, sunteți de față cu noi, uitați-vă la omul acesta despre care toată mulțimea iudeilor m-a rugat în Ierusalim și aici, strigând că nu trebuie să mai trăiască, fiindcă am înțeles că n-a făcut nimic vrednic de moarte și fiindcă singur a cerut să fie judecat de Cezar, am hotărât să-l trimit. Eu n-am nimic temeinic de scris domnului meu cu privire la el. De aceea l-am adus înaintea voastră și mai ales înaintea ta, împărate Agripa, ca după ce se va face cercetarea, să am ce scrie, căci mi se pare fără noi mă să trimit pe un întemnițat, fără să arăt de ce este părât. Au încercat pe toate căile să găsească ceva greșit cu Apostolul Pavel. L-au trimis peste tot, așa cum l-au trimis și pe Domnul Iisus Hristos. De la unul la altul. De la iudei la Pilat, la romani, înapoi la iudei. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să trăim o viață greu de condamnat. Ne cunoaștem cu toții, ne vedem în oglindă în fiecare dimineață, dacă încă ne mai uităm în oglindă, dimineață, seara, unii ne uităm mai des decât alții. Dar ne cunoaștem, ceea ce vreau să spun e că ne cunoaștem foarte bine și Dumnezeu ne cunoaște. Și cum spunea un frate, mi-aduc aminte, un frate în vârstă la biserică, m-a speriat de nu se poate, eram adolescent și a venit predica asta. Dacă Domnul vine mâine, nu mâine, în seara asta vei fi tu mântuit. Tocmai mi-am adus aminte ce făcusem în ziua aia. M-am rugat în noaptea aia atât de repede că dacă vine Domnul. Probabil Domnul nu o să vină noaptea asta. Probabil nici sfârșitul nu o să vină, sfârșitul nostru nu o să vină noaptea asta, nu o să ajute. Dar dacă ar fi, să fim sinceri cu noi înșine, suntem noi în poziția Apostolului Pavel? Că atunci când cercetarea are loc, atunci când ne cercetează copiii, atunci când ne cercetează colegii de servici, atunci când ne cercetează cei mai apropiați nouă, să nu găsească o pricină vrednică de condamnare. Stimați-mei, fie ca Bunul Dumnezeu să ne ajute ca venirea noastră aici, fiecare vineri seara, în fiecare sabat, cu
cu adevărat să producă schimbări spre veșnicie. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să simțim și noi, așa cum a simțit și Apostolul Pavel, că putem să stăm drepți și să spunem, n-am păcătuit, pentru că am stat aproape de Domnul. N-am păcătuit împotriva legii, n-am păcătuit împotriva ta, n-am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Sunt om păcătos, dar am trăit cu integritate. De fiecare dată când studiez viața acestui om, cuvântul ăsta apare atât de multe ori și îl spun, îl repet de atâtea ori, integritate. Întemnițat, lovit cu pietre, trădat, adus în fața împărați și dregători, a rămas același. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu să găsim și noi aceeași ancoră în Hristos, care ne ține fermi în credință și aproape de El. Amin.